O tânără de 23 de ani, gravidă în 5 luni, a încercat să se sinucidă de pe un pod care traversează râul Ialomița. Polițiștii din Slobozia au fost anunțați chiar de soacra tinerei că aceasta se pregătește să recurgă la un gest extrem. Forțele de ordine au ajuns de urgență la fața locului. Patru polițiști au negociat cu femeia și au reușit să o convingă să se întoarcă acasă. Motivul care a împins-o pe femeie să se sinucidă ar fi o depresie profundă din cauza neînțelegerilor din familie. Din fericire, tânăra este acum în afara oricărui pericol și se află sub supravegherea medicilor.